36,5 milioane de lei au fost încasați de Direcția Fiscală de la CBN, persoane fizice și juridice, la sfârșitul primului trimestru de plată a taxelor și impozitelor. Reprezentanții municipalității se declară mulțumiți și spun că suma încasată este comparabilă cu cea de anul trecut. Noi dintotdeauna am încercat și o să ne menținem punctul de vedere să păstrăm impozitele și taxele la un nivel suportabil pentru CBN. Nu face niciun sens să creștem exagerat impozitele ca să ajungem să nu și le plătească CBN-ii deloc. Cel de-al doilea trimestru de plată a taxelor și impozitelor se va încheia în 30 septembrie.